Bună ziua, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Profon Line. Ne atâlnim din nou împreună. Așadar, nu pierdem mult timp. Ne apucăm de treabă. Ștefania, om și uitat. Cristina, vreuna de voi? Eu sunt. Ștefania, Cristina și? Delia. Delia. Ștefania, Cristina și Delia. Hei, hai să pornim. Poftim, Ștefania, cu treaba pentru acasă. Deci, clasa A. 5-a, tema pentru acasă. Te rog. Evidențiați factorul comun efectuat. 4 ori. Deci, factor comun se vorbim, da? Da. Factor comun. Te rog. 4 ori 23. 4 ori 23. Plus 4. Ori 11. Da. 4 ori 23 plus 4 ori 11. Da. Factorul comun este 4. Adică îl găsești și acolo și acolo. Da. În ambele, nu? Da. În ambii termeni găsești de data asta. Și e cam mai departe cu 4 înmulțit cu, deschidem paranteza, și vedem ce a rămas din primul, rămas 23. Plus 11. Plus 11, care înseamnă 4 ori. Stefania vorbește mai repede. Cu 4 ori. 34. 34. Și egal mai departe, 4, 4, 16, 4, 3, 12 și cu 1, 13. 136, da? Da. Așa. Și acum înțelegem așa, că chestiunea este aici, distributivitatea înmulțirii față de adunare. Ăsta este efectul. Practic citim din dreapta spre stânga. Vine următorul? Deci aici a loc distributivitatea multiplicitatea înmulțirii față de adunare. De adunare. Deci, ăsta este efectul poate din factor comun. Este traducerea distributivității față de adunare. Poftim? 45 ori 22. Da. Plus 22 ori 55. Este exact, iar rugerea? Faptul comun 22. Da. Ori, 45 plus 55. Care înseamnă? Care este egal... 22 ori... 22 ori... 100. 100, ca să mai permitem. 100, da. Ori 100. Și Cristina? Egal cu 2200. Așa. 2 ori 2 urmat de 20 ori 2200. Trecem la următoarea. Cristina, te rog, vorbește. Hai tu, nu, mai voi doi. O, doi, Ștefania. 1, 2, 3. Folosind modelul de la punctul A, scrieți ca produs de două numere naturale. Ia să vedem. 18 plus 18 plus 8 plus 13 ori 4 este 25 4 este 25. Egal cu, trebuie să scriem, uitați modelul. 3703 minus 3703 este egal cu 37 ori 103 minus 55. Păi asta am făcut. Da. Adică tot distributivitatea se aplică. Da? Deci nu este un model aparte, ci tot așa. Observăm pe 11, 18 factor comun. 18 înmulțit cu 18 plus 18. L-am pus pe 18. Da. Da. 425 și egal cu 18 ori 436. Facem și mulțirea de parte. 436 ori 18. Hai, repede. Toată lumea lucrează. Îmi dați răspunsul la sfârșit. Thank you.
Da, cât este? Așa, dar la tatăl meu? Nu a dat așa, da? Mi-a dat 8.048. Deci sunt două răspunsuri. 7.000 cât? 668. 7.668 și 8.048. Ia să fac și, facem împreună acum, da? Deci 436 ori 18. Ștefan ne-a pun după. 8, 6 ori 8. 48, 8 și 4, 8 ori 3. 8 ori 3, 4 și 4, 24 și 4, 28. Da? 8, scriem 2, 4, 8 ori 4, 20, 8 ori 4, 30, 32. 32 și cu 2. Și cu 2, 34. 1 ori 6, 6. Da. 1 ori 3, 3. 1 ori 4, 4. Mi-a pus în loc de 2, 3 la 408. 8, 6 și 8, 14, 4 și 4, 8, 8 și 3 și 4, 7. 7.848. Niciun răspuns n-a fost. Îi vedeți? 7.848. Să vedem, 3, 4. Acum. 7 ori. Da. 49. Da. Plus 7 ori 31. Da, e calcul. Minus 7 ori 50. Minus 7 ori 50. E egal mai departe cu. Repede, repede. 7 pe lângă. 7 mulțit cu pe lângă. 7 ori 49. Da, mai repede. Yes, mai repede. Plus 31. Da. Minus 50. Minus 50, egal mai departe cu, vorbim, lucrăm. Egal cu 7 ori. 20. 7 ori cât? 20. Ori 20, că aici la adunare face... Da, da, 47, 80 face. 80. 80 minus 30, uite, 49 și cu 31. Acele 50 și 30. Păi 50. Uite, 49 plus 31, 1 și cu 9, 10. 4 și 4, 8. 80. 80 minus 50, 30. Ori 30. Egal 3 ori 7, 21. Punem un 0, 320. Terminat, Delia. 5. 15 A minus 7 A. 15 ori A minus 7 ori A egal cu... Dăm pe cine factor acum? A. A. Deci egal cu A pe lângă, Cristina vorbește. A pe lângă 15 minus 7, da. Egal cu A pe lângă 8. A ori 8. Adică 8 A. Da. Scurt. Din nou tot Delia, 6, 5, 6. A, 6 minus 6 B. 10 A. 10 A. 10 B. Plus 10 B. Plus 10 C. Ștefania egal mai departe cu? Da, scuze. Deci, nu înțeleg unde vă grăbiți. Unde mă trebuiesc? La lucru. 10 A plus 10 B plus 10 C, da, sigur. A pe lângă. A pe lângă. Așa putem scoate A? Este A-ul peste tot? A, nu, 10. 10. Deci 10 ori pe lângă. Pe lângă Delia. Pe lângă... Uite că e celul tău. 10 pe lângă, deschis. A plus B plus A. Plus B plus C, așa B este. C. Că din primul rămas A, din al doilea P și celălalt C. Voi stați cu privirea, nu mancă e cel. Da. Și lucrați de acolo. 10 pe lângă A plus B plus C. Atât, terminat. Citește din nou Ștefan, 7. 2 ori A. 2 ori A. Plus 3 ori B. 3 ori B. Plus 3 ori C. 3 ori C. Este egal cu? Cu...
trei. Păsăm pe doi deoparte, nu avem ce face. Și ăștia doi rămân între a treabă. Da. Deci vei egal cu 2A. 2A plus 3 pe lângă. Plus 3. Pe lângă. 3 ori, da, pe lângă. B plus. B plus ce? Terminat. Acum 8. 2013. 2013. Da. Așa, minus 53 ori A. 53. Paranteză, deschide paranteză. 53. Înainte de 53. Da? Așa. Minus 53 ori A. Da, așa. Plus 53 ori B. 53 ori B. Plus 53 ori C. Da. Plus 10 ori X. Și închide paranteză. 10 ori X și închidem paranteza. Egal cu? Egal cu 2013. Sigur că da, rămân liniștit acolo, 2013. Minus, mai deschidem paranteză, de fapt, 53. Deci, ori, cum facem? Minus 53. Minus 53, nu deschidem paranteză. 53. Ori, deschidem paranteză acum. Da. A plus... B plus C, C plus X. Nu? A, plus 10 ori. Nu, atenție, nu închidem, nu plus 10 ori X. Până la 53. După 53 închidem paranteza. S-o termină cu alte 53. Da. Da? Și mai departe, ce zicem? Plus 10 ori X. Nu, este minus 10 ori X. Că minusul ăsta îl afectează tocmai aici. Îi afectează pe toți. Da? Te afectează pe toți și îl afectează și pe acela. E, păi ăștia e afectat. Deci că l-am fost minus 53 în față. Da. Deci atenție. Pe 2013 l-am copiat, că n-aveam ce face. Ăștia toți au avut 53. Din ăștia toți au ieșit 53 în factor. Și pe urmă am închis paranteza și a rămas minus 10 C. Noi îl vedem cu plus 10 C, dar el a fost cu scădere amenințat în față. Nu, în față a fost amenințat cu scăderea asta și trebuie să respectăm. Bun. Atât? Da. Mă, atât este de greșit? Pe așa, probleme serioase. Probleme serioase, nu așa. Da, da. Hai, te rog. Exercițiul 4. Da. Trei la 48. Ori 3 la 7. Ori 3 la 7. Ori 3 la 5. Da. Egal cu cât? Egal cu cine? 3 la 48 plus 7. A, plus așa, 3 5. La 48 plus 7 plus 5. Egal cu 3 la... Deci sunt copii bază sau în exponenții? La 60. Da. 3 la 60. 3 la puterea 60. E bine? 60. Hai să vă spun pentru voi, tu n-ai fost de rea la chestia asta. Ce înseamnă 3 la a 2? Înseamnă 3 ori 3. Deci ăsta de sus îmi spune de câte ori mulțesc asta de jos, baza. Da. Ce înseamnă 3 la a 5? 3 la a 5 înseamnă... 3 ori 5. Nu! 3 ori 3, scrim asta. Hai să scrim ca să ne să înțelegem. Un pic, trebuie să aștepți un pic, da? Da. Deci 3 la 5 înseamnă 3 ori 3 ori 3 ori 3 ori 3. De câte ori? De 5 ori. El face, nu 15 ce face. Face un număr mare. 3 ori 3 face 9. 3 ori 3 face 9. 9 ori 9, 81. Da. 81 ori 9. Face 9 ori 1, 9 ori 8, 72. 729. Deci răspunsul corect este 729, dacă ar fi să facem. Deci, 3 la 5 înseamnă 3 ori 3 ori 3 ori 3 ori 3, de câte ori am zis-o? De 5 ori. De 5 ori și face în final 729. Asta este răspunsul corect. Însă, trebuie să vă mai atrag atenția că noi nu urmărim calculul în sine.
ci vom, puși, vom fi puși în situația să operăm cu putere. Și atunci, 3 ori 3 numai așa până aici cât ar fi? Nu. Nu, cavalari. Cum îl mai poți scrie pe 3 ori? A doua. 3 la a doua. Ori? Și pe celălaltul câte scrie pe ăștia? 3 la a treia. Ori 3 la a treia. Deci iată că am descoperit că 3 la a cincea, 3 la a cincea este egal cu 3 la a doua, 3 la a treia. Da? Același 3 la 5 l-am scris ca 3 la 2 ori 3 la 3. Eu nu mai pot scrie ca fiind 3 la 1 ori 3 la 4. 3 la 1 ori 3 la 4. Sigur că da. 3 la 1 ori 3 la 4. În concluzie, care e proprietatea care merită reținută? 3 la un număr A ori 3 la un număr B este egal cu 3 la puterea numărului sau numai exponenții ăștia. A plus B. Cum am ajuns eu de la 3 la 2 la 3 la 3? Am scris odată 3 și am adunat pe 2 și cu 3, da? 2 și cu 3. Deci egal acum pot să spun cu 3 la puterea 2 plus 3. Și am văzut proprietatea. Da, bine, cu 3 cu 3, dar pot să fie și cu altă bază. Așa că o să zicem A la N, A la N ori A la M, este egal cu A la N plus M, este prima operație care am descoperit-o. Așa se mulțesc două puteri cu aceeași bază. Se cheamă puterea și ăștia, da? Da? Deci se cheamă puteri. Două puteri cu aceeași bază. Scopii baza și se adună exponenții. Bun. Hai să vedem cum se împart două puteri care au aceeași bază. 3 la a patra ori 3 la a doua. Nu împărțit? Împărțit, pardon. 3 la a patra ori 3 la a doua. După calcul, dacă facem, 3 la a patra face 3 ori 3 ori 3 de 4 ori. Da? 3 ori 3 ori 3 ori 3 împărțit la 3 ori 3. Și ar face 81, că 3 ori 3, 9 ori 3, 27 ori 3 face 81. Sau dacă cuplăm pe ăștia 2, face 3 ori 3, 9, 3 ori 3, 9, deci face 81. Împărțit la 3 ori 3 la 9. Și va face 81 împărțit la 9, face 9. Da? Dar prin nouă ăsta îl pot scrie ca fiind 3 la a doua. Prin nouă rezultatul. 3 la a doua. Iată ce rezultate am eu acum. 3 la a patra împărțit la 3 la a doua mi-a dat ca rezultat 3 la a doua. Deci 3 la a patra împărțit la 3 la a doua am obținut rezultatul 3 la a doua. Adică s-a întâmplat următorul lucru. Pe 2 ăsta îl pot scrie ca fiind 3 la 4 minus 2. Pe 2 de aici, eu scriu că 4 minus 2. Așadar, cum se împart două puteri care au aceeași bază? Să copii baza 3 și să scad exponenții. Ia să vă scriu. 3 la 7, spuneți-mi acum, Delia, îmi spui, 3 la 7 împărțit la 3 la a 5-a. E egal cu? Egal cu 3 la... Cât din exponenție? 7 minus 5. Puterea 7 minus 5. Deci se copie baza și se scade de sus. 3 la 7 minus 5. Și este egal cu 3 la 7 minus 5 face 2. 3 la 2. Iată o altă proprietate care merită reținută. Acum și o avem așa în mintea noastră tot timpul. Să stea ca un... cum se stă din pavâză când lucrăm la puteri. Și anume. Deci scriu aici. A la N, la un număr, ori A la M, egal cu A la N plus M. Deci, ce facem când mulțim două puteri cu aceeași bază? Copiem baza și adunăm exponenții, da? Apoi, A la N, ori A la M. A la N, ori A la M. Nu am scris, împărțit. Împărțit, da? A la N împărțit la A la M. Face A la puterea N minus M. Da? Pe astea două le ținem acum în minte, după aceea pe astea lucrăm cel mai mult acum. O să vedem dacă sunt altele. Iată cum a zis aici. 3 la, ori 3 la, ori 3 la. Da, l-am scos pe... Am scris, nu l-am scos. Am scris o singură dată pe 3 și am adunat exponenții, că sunt 3 putere. Una, două, trei. Scriem o singură dată baza și am adunat 48 plus 7 și cu 5 fac 60.
Da? Deci am aplicat proprietatea de aici. Când înmulțim două puteri, copie în bază și adunăm exponenții. Dacă sunt 3, poate mai bine. Dacă sunt 100, foarte bine. Facem treaba. Zicem. 7 la 5-a ori 7 la 6-a ori 7 la 7-a egal cu 7 la puterea 5 plus 6 plus 7 egal cu 7 la 8, la puterea 18. 18. 9 la puterea 41 ori 9 la puterea 2 egal cu 9. Egal cu? Să vorbească Ștefania. Egal cu? 9 la puterea 41 plus 2. Corect. Și egal cu 9 la? Adică 9 la 43. Terminat. 3 la 2, ori 3 la 3, ori 3 la 7, egal cu 3 la puterea 2. Dalia? Delia. Egal cu 3 la puterea 2 plus 3 plus 7. Și egal cu? 3 la puterea 12. Sigur. Apoi. 23 la puterea 35 ori 23 la puterea 25 egal cu 23. La Ștefania, 23 la? 23 la puterea 35 minus 25. Adică plus. Plus că e mulțit. Da, plus, 35 ai zis plus 25, da? Da. Și egal cu 3 la puterea? Cu 23 la puterea? 23 la puterea. Hai repede. 10 și cu 2 și cu 3, 5 cu 5, 1, 6, 60. 30 cu 20 fac 50. Și 5 cu 5, 10. 50 cu 10, 60. Altă? 3 la puterea 2011. 3 la puterea 2011 ori 3 la puterea 2008 da? Egal cu 3 la puterea 2011 plus 2008 egal cu 3 la puterea 4019. 4019, 11 cu 8, 19, da? 4019, da? 2 la puterea 2003 2 la puterea 2003 ori 2 la puterea 667 da. Ori 2 la puterea 39 2 la 39 egal cu Ștefania? Egal cu 2 la puterea 2003 plus 667 plus 39 așa. Adică 2 la puterea deci 3 cu 7, 10 și 9, 19. 19. Unul l-am păstrat, l-am pus la 3, 4 și cu 6, 10. 0 și 1. Îl duc la 6 și cu 0, 6. Și 2 rămâne 2. 2609. Da? Rapid. Merge. Merge mai departe. Deci cel al doilea. Da, că nu. 25 la puterea 47. 25 la puterea 47. Împărțit la 25 la puterea 23. Da. Egal cu 25 la puterea 47 minus 23. Ah, că e împărțire acum. La împărțire ce facem? Scădem din asta de aici, scădem pe cealaltă. Deci face egal cu 25 la puterea 47 minus 23. Se face egal mai departe 25 la puterea 24. 25 la 24. Apoi. În paranteză, rotundă, 5 la puterea 30. 5 la 30. Împărțit la 5 la puterea 17. Da. Închide paranteza rotundă, împărțit la 5 la puterea 4. 5 la puterea 4 egal cu? Rezolvăm mai întâi puterile din paranteză. Operația cu împărțire din paranteză. Și zicem egal cu, Delia? 5 la puterea 30 minus 17. Așa, zicem 30 minus 17 ori 5. Nu mai pun în paranteză așa ceva. Ori s-au împărțit la 5 la puterea a 4 și egal cu? Egal cu 5 la puterea 13 la 5 la puterea a 4 și egal cu 5 la puterea
puterea 13 minus 4, da, e egal cu 5 la puterea 9. Și egal cu 5 la puterea 9. Corect. Următorul, te rog. 2 la puterea 20. 2 la 20. Împărțit la 2 la puterea 10. Da. Împărțit la 2 la puterea 5. Da. Egal cu 2 la puterea 20 minus 10 minus 5. 20 minus 10 minus 5. Egal cu 2 la puterea 15. La puterea? 5. La puterea 5. Că din 20 scăzut, da, 10. Dă-i bine așa? Da. E bine așa? E bine, nu? Da, da. Că ai zis, din ăsta îl împărțim la ăsta. Nu. Deci scriem baza și, adun, și scădem exponenții. Așa, ai zis, 20 minus 10. Și 2 la puterea 5. De unde ați dat? De, cum ați dat? 20 minus 10, 10. 10 minus 5, 5. Are dreptate, da? Da. Așa. Deci a scăzut din 20, că ăsta e de bază, pe 10. Și pe urmă, pe 5, da? Corect. Și face 2 la puterea 5. Bine. Mergem mai departe. 3 la puterea 22. 3 la 22. Împărțit la 3 la puterea 3. Da. Împărțit la 3 la puterea 7. Da. Egal cu 3 la puterea 22 minus 3 minus 7. Egal cu 3 la puterea 12. Are dreptate? Da. 3 la 22 minus 3 minus 7. Și face 3 la puterea 12. 7 la puterea 35. 7 la puterea 35. Împărțit la paranteză rotundă, 7 la puterea 21. Împărțit la 7 la puterea 9. Închidem paranteza rotundă, egal 7 la puterea 35. Așa, că ne duceți pe paranteza rotundă. De 7 la 35, n-avem ce face, rămâi așa liniște. Împărțim la 7 la puterea 21 minus 9. 21 minus 9. 7 la puterea 35. Împărțim la 7 minus 12. 7 la puterea 21 minus 9. 21 minus 9 face 12, da? Egal cu 7 la puterea 35 minus 12, egal cu 7 la puterea 23. 7 la puterea 23. E corect? Din 35 scăzut 12, fac 23. Deci 8 mai departe. 8 la puterea 2011. 7 la puterea 2000. 8. 8. 8 la puterea, da? 8 la puterea cât? 2011. Da. Împărțit la 8 la puterea 2008. Egal cu 8 la puterea 2011 minus 2008. E 2011 minus 2008 și face 2 la 8 la puterea. 8 trebuia spune, ce am greșit eu. 8 la puterea scădem la 3, nu? Când din 2011. 8 la puterea 3. 8 la 3. 2011 minus 2008. 8 la a 3. Mergem mai departe. 2 la puterea 2003. Deci 2 la puterea 2003. Împărțit la 2 la puterea 667. Da. Egal cu 2 la puterea... Să facă Ștefania. Egal cu 2 la puterea 2003. Da. E minus 667. 2, adică 2 la puterea... 7 din 13. 7 din 13. 6. 6. 6 din 9. 9. 2. 3. 6 din 9 celulaturi. 3. 3. Și a rămas 1. 1003. Și face 2 la puterea 1336, da? Te rog. Hai, duceți-l 23. Da. Ce mic. 3 la puterea X. 3 la puterea X. Egal cu 81. Egal cu 81. 3 la puterea 4 egal cu 81, adică x egal cu 4. Așa va fi. Dar să înțeleagă toată lumea. Echivalent aici, va scrie într-un alt mod. 3 la x egal cu 81, să scrie 9 ori 9. Hai să scrie 9 ori 9. Nu? 81. Da. Scrie echivalent din 9. 3 la x egal cu
9 este 3 ori 3. Deci 3 ori 3 pentru primul 9. Ori 3 ori 3 pentru al doilea, al doilea 9. Și acum vine echivalent. Va spune că 3 la x egal cu 3 la... Câți de 3 sunt aici? 4. 3 la 4. Că 1, 2, 3, nu? 1, 2, 3, 4. 3 la 4. Și acum 3 la x egal cu 3 la 4, deci rezultă că x egal cu 4. Că au aceeași bază. X, le necunoscut așa. Deci întrebarea era așa. 3 la cât fac 81? Răspunsul. La 4. X egal cu 4. Deci întreba autorul. 3 la cât fac 81? Răspunde 3 la a 4. Să acordați total atenție că cât de curând aveți voi la chestiile astea. Da. E șansa voastră, că veți ști mult înainte. Ați înțeles? Va fi o... Da. Lecția asta va fi cea mai banală pentru voi. Iar la clasă, în timpul când vi se va preda, uitați așa de sus. Da? Deci el va fi foarte interesant. Așadar, te rog. X la puterea a doua. X la a doua. Egal cu 81. 81. Echivalent cu x la a doua. Echivalent. Egal cu 9 ori 9. X la a doua egal cu 81 ori 9. 9 ori 9. 9 ori 9. Echivalent cu x la a doua. Egal cu 3 ori 3. Foarte bine, dar să ne oprim aici. Mai 9 ori 9. 9 ori 9 se scrie 9 la a doua. Da. Da? Și acum privim la egalitatea asta. Câte vreme avem exponenții egale. Da. Acum bazele trebuie să fie egale. Ah. Și deci rezultă că x egal cu 9. X egal cu 9. Pentru că de așa avem exponenții. Uitați-vă. 2 și 2. Da. Și atunci neapărat obligația la aceea, la bază să fie egalitatea. Da. Și așa se descoperă x-ul. Dacă stricam mai pe 9, la 3 ori 3, 3 ori 3, vedeam 3 la 4 și nu mai aveam. 2 și 4 ar fost. Ar fost greșit. Ai înțeles de ce, Cristina? Da. Bun. Mergem mai departe. Exercițiul E, punctul E. 1 la puterea X. Cum? 1 la? 1 la puterea X. 1 la X. Egal cu 1. Echivalent cu... A început să fie orice număr, pentru că orice număr la puterea 1 sau... Deci, 1 la orice putere, tot 1 de ce înseamnă 1 la 3-a? 1 la 3-a egal cu 1 ori 1 ori 1, de 3 ori. Da. Și 1 ori 1 ori 1 de 3 ori face tot 1. Dar 1 la 1000? Egal cu 1. 1 la 1000? Putem să scriem 1 de 1000 de ori. Nu, nu, putem să scriem. Dacă ne mulțim 1 ori 1 ori 1 ori 1 ori 1 ori 1 de 5 noi la tabla mulțirii, faci tot 1. Da. Deci 1 la 1000 face tot 1. Dar 1 la 75. 1 la 75. Da. Egal cu 1. Atunci eu pot spune că 1 la 7 egal cu 1 la 2. E bine? Da. Da sau nu? Hotărât. Și s-a argumentat. De ce? De ce 1 la 7 egal cu 1 la 2? Pentru că de 7, 1 la 5 și tot 1 de bază. Deci 1 la 7 cât ar face 1 la 7? 1. 1 ori 1 ori 1 ori 1 care e rezultat? 1. Dar 1 la 2? 1 ori 1. Tot 1. Da? Da. Deci, pentru prima dată se întâmplă chestia asta, când aici în baza e 1, egalitatea asta e tot timpul adevărată. 1 la puterea 5.000 egal cu 1 la puterea a doua. De ce vă zic? 1 la 5.000 tot 1 face. Iar 1 la 2 tot 1 face. Egalitatea e corectă. Da? Deci asta vă spun. 1 la x egal cu 1, răspundem. X este orice număr natural. X egal oricare număr natural. Da? X înseamnă, hai să spunem, aparține numerelor naturale. Adică este un număr de la 0, 1, 2, 3, tot ce fel de număr pot spune aici.
nu sunt supărat deloc. Are foarte multe soluții. Are o infinitate de soluții, exercițiul ăsta. Așa, mergem mai departe. X la întâia. Egal cu 1 la puterea 2011. Cât este X? X este... poate fi orice număr. Ia să vedem. A, nu. Atenție. Nu mai este sus copățat acolo. Dar cât este 1 la 2011? Se lucră. Egal mai departe? Cât este 1? Este egal cu 1. Și atunci se scrie ești echivalent. Că X la întâia egal cu 1. Deci pe 2011, 1 la 2011, am vorbit mai înainte, 1 la orice putere, tot 1 face. Și acum a rămas că X la întâia egal cu 1, nu? X la întâia. X înseamnă. Înseamnă, asta a spune că X egal cu 1. Pentru că și rezultatul. Care e răspunsul? X egal cu 1. Mai rea o încălătă. Mai înainte am spus așa că 1 la orice putere, tot 1 dă. Adică 1 la 2011, cât doar dacă e rezultatul? 1 la 2. 1. Și atunci vine X la întâia, nu? X la întâia egal cu ăsta care e 1. Da. Deci X-ul e 1, n-am dat. Să te rămătigești. X la puterea 0 egal cu 1. Asta este o relație pe care o acceptăm fără discuții, da? Prin convenție. Orice număr la puterea 0 face 1. Este o proprietate, dacă vreți. Hai să o dau aici. A la 0 egal cu 1 dacă A diferit de 0. Să țineți minte. Adică dacă apare situație de 0 la 0, nu pot da răspuns. Deci A la 0 este 1 dacă A e diferit de 0. Dacă e 7 la 0, face 1. Dacă e 100 la 0, face 1. Dacă orice număr la puterea 0, în afară să fie 0. Este, poate fi orice număr natural. Orice număr natural în afară de 0. De 0. Așa? Asta n-are voie să fie sub 0. Adică... X aparține numerului natural, diferit de 0, nu corect. Aparatul stelului. Deci răspunsul este așa, X aparține numerelor naturale, cum am spus, mai puțin mulțimea formată din elementul 0. N-are voie să fie X egal cu 0. Iată scrierea matematică. Deci X la 0 egal cu 1 înseamnă că X e număr natural în afară de 0. Da. X la puterea a treia. Mai mare ca 100. Invers. Mai mic. Așa. Deci aici tu tău spune așa. X la a treia mai mic decât 100. Cine este X? X egal cu cine? Păi să începem munca. X-ul de unde trebuie să fie? Din numerele naturale. Care începe numărul? De unde începe numărul natural? La 0, 1, 2 și mai departe. Să începem să probăm. Pe 0 mai întâi. Pentru X egal cu 0. Tot printre eliminării, nu? Așa, prin încercări. Pentru X egal cu 0, avem. Ca să vedem să obțină o chestie adevărată sau e niciun. Când X-ul e 0. Hai să locuim acolo. Deci când X-ul e 0, avem. Ar fi adevărat. 0 la a treia. Ar fi, să zicem, echivalent cu 0 la a treia. 0 la a treia mai mic decât 100. Dar ce înseamnă 0 la a treia? Să-l judecăm. 0 la a treia este 0 ori 0 ori 0, de 3 ori. Deci ar fi echivalent. O spune că 0 ori 0 ori 0 e mai mic decât 100. Dar 0 ori 0 ori 0 va mulți de când unul din factorii 0, cât este? 0. Și atunci vine că 0 e mai mic decât 100. E adevărat? Da. Adevărat, pune una. Adică de aici rezultă că X egal cu 0, X egal cu 0 este soluție, o subliniez. O accept. Dacă a verificat, mi-a dat un adevăr, nu e minciună. Pentru X acum zicem cine? Pentru X egal cu 1.
Stefania lucrează. X egal cu 1. Echivalent cu... 1 la a treia. 1 la a treia. Mai mic decât 100. Echivalent cu ce? Echivalent cu... 1. Hai, 1 ori 1. 1 ori 1 ori 1 ori 1. De cât e o de? Mai mic? De 3 ori. Da, mai mic decât 100. Ia să vedem ce sunt. 1 ori 1 ori 1 dă 1. Da. 1 mai mic decât 100. E adevărat? Adevărat. Adică sublinie și pe ăsta, că bun și ăsta. Da. Pentru X egal acum cu cine? Delia. Pentru X egal cu 2, care se vorbește? Echivalent cu 2 la puterea 3. 2 la 3, mai mic decât, nu că ești pe X, 2 la 3 mai mic, 100. Ce ar înseamnă? Echivalent? Echivalent cu 1. Păi 1, e 2. Îi 2. 2 ori 2 ori 2 ori 2, de câte ori? De 3 ori? De 3 ori. Mai mic decât 100. Ia să vedem adevărat, facem calcul. 2, 3 ori 2, 6. Cum 3 ori 2? 2 ori 2 ori 2 egal cu 6. Nu e adevărat. Ia mulțește pe 2 ori 2? 2 ori 2, 4. Ori 2? 2, 8. 8? Nu e 2 ori 3. Trebuie să faci calculul. 2 ori 2 ori 2, 8. Și înseamnă că 8 e mai mic decât 100. E adevărat? Da. Adevărat. Bun și ăsta. Acum X egal cu 3. Pentru X egal cu 3, te rog. Echivalent cu 3 la 3-a. Da. Mai mic decât 100. Echivalent cu 3 ori 3 ori 3. Mai mic decât 100. Da. 3 ori 3... 9. 9. Și 9 ori 3... 27. 27 e mai mic decât 100, e adevărat. Așa. Adevărat și asta. Bun și asta. Subliniem. Pentru X egal cu 4, Delia. X egal cu 4 e echivalent cu 4 la puterea 3. 4 la 3, mai mic. Ia să vedem dacă e adevărat sau e minciună. 4 ori 4 ori 4, mai mic decât 100. Să vedem dacă e adevărat. 4 ori 4, 16. Ori 4? Ori 4. 16 ori 4. 64. 64. Da? 64, dacă este mai mic decât 100. E adevărat? Da. Bun și ăsta, să subliniem. Vedem că crește tot timpul. Înseamnă că lung și când nu va mai fi bine. Pentru X egal cu 5, avem echivalent cu... Eu? Da. Hai. Echivalent cu X la 3-a... 5 la 3-a. 5, da, scris 5. Da, 5 la 3-a, mai mic decât... Mai mic decât 100. Echivalent cu 5 ori 5 ori 5, mai mic decât 100. 5 ori 5, 10. 5 ori 5, 50. 50 este mai mic. 5 ori 5, cât face? 5 ori 5. 125. Deci 5 ori 5 face cât? 25. 25 ori 5. Ia mulțim, 25 ori 5. 25. Că ăștia 2 fac 25. Da. 25 ori 5, mai mic decât 100. Ia să vedem, 25 ori 5, da? 125. 125 e mai mic decât 100. Ce zici? Fals. Deci ăsta nu-l vreau. Nu-mi place. De acum ne oprim. Dacă ne oprim, se simte că crește din ce în ce mai mult. Da. Totuși, care ar fi răspunsul pentru X la 3 mai mic decât 1000? La ce X ne putem gândi? La X egal cu 0, X egal cu 2, 1, X 2, egal cu 2, 3 și 4. Până aici, până la 4. Da. Deci o să răspundem în dreptul ei. Scriem din nou, X la 3 mai mic decât cine? X la 3 mai mic decât 100. Deci X la 3 mai mic decât 100. X aparține mulțimei, deci X la 3 mai mic decât 100, echivalent cu X aparține mulțimii elementelor, X așa redactăm, da? X aparține mulțimii elementelor 0, 1, 2, 3 și 4. Și ne oprim. Atât. Asta este mulțimea de valori pe care îmi este 0, 1, 2, 3 și 4. Mergem mai departe. Atât. Și mai am suplimentar. Suplimentar? Trebuie și la suplimentar? O discutăm.
exercițiul A. 2 la puterea 76. 2 la 76. Plus 2 la puterea 78. Plus 2, da? Da. 2 la 78. Plus 2 la puterea 80. 2 la 80. Egal. Egal cum. Să nu-mi cer să mă acum să fac 2 la 76, că mai degrabă mă duc până la... Mă duc până, știți, până unde? Până la ajut pe jos. Mă duc până la ajut pe jos, zic să fac 2 la 76. Știți ce ar însemna? Ce ar însemna 2 la 76? 2 la 76 înseamnă așa. 2 ori 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 2. De câte ori să-mi scrie pe asta? 76 de ori. Și să-ți vedeți cât îmi dă. Știți cât îmi dă? Un număr cred că pe care nici nu-l pot scrie. Da? Că 2 la 2 ori 2 vine cât? 4. Ori 2 face 8. Dacă iau numai câte 3. 8, ori 8, ori 8, ori 8, ori 8. Și împar pe 7, 6 la 3. Și văd ce îmi dă acolo, cam cât din 7, 6 părți la 3, cam de 25 de ori. Și rămâne în 3. În 2. Hai să vedem. Pe 76, când împar la 3, da? Și nu la 3, la câte 3 am dat, câte 3 din grup, da? Par la 3 și din 76. 3 în 7 din 2 ori, 6, 16. 3 în 16 de 5 ori și rămâne un lucru. Adică trebuie să scriu pe 8 de câte ori? De 25 de ori. De 25, de 8, 8, 8, 8, așa. De 25 de ori. Ori, ori încă, fiindcă a rămas un 2, ori 2. Acum, pe 8 ăsta, dacă îl scriu, astea le-au de 5 ori, 2, 4 și încă 1, ori 8. 8 la 2 cât face? 8 la 2 face 64. Da? 8 la 2 fac 64. 64 ăștia 2. Ăstea 2, iar 64. Și acum dacă aș lua-o așa ușor, ar însemna, erai de câte ori 8-ul scris? De 25 de ori. Împart, vreau grupe de câte două. Împart la 2 și fac de câte ori? De 12 ori. De 12 ori 64. Și-ar vine așa. 64 ori 64 ori 64. Și așa mai departe. De câte ori 64 ăsta? De 12 ori. Ori un 8. 25 împărțit la 2, rămâne restul 1. Ori un 8 și ori un 2. Adică 8 ori 2, ori 16. 64 ori 64. Hai să facem așa. 64 ori 64. Ia vedeți dacă se face 64 ori 64. Face 1696, da? La 1600 sau 3000? 1000. Eu zic că 3000. Că dacă aș fi numai 60 ori 60, facea 3600. Nu, 3000. Cât ți-a dat? 3000? 3966. Fă din nou, te rog, hai să nu se poate să nu facem mulțirea asta complet, corect. Ce facem? Aici 464. Aștept răspunsul. Deci avem răspunsurile.
3000, zi, te rog, Cristina. 3996. Da. Ștefania, 3988. Și? 3988. Hai să facem. A fost vorba de 64, 64, da? 64 ori 64. 4 ori 4? 8. Un 4 ori 4 face 16. Deci 4 ori 4 fac 16, 6 și 1 zbim. 6 ori 4, 24 și 1, 25. 6 ori 4, 4 și 1, 24 și 1, 24. 6 ori 6, 36 și cu 2, 38. Încă o dată. Deci 4 ori 4, 16. 4 ori 6, 24 și cu 1, 25. 6 ori 4, 24, 4 și 2. 6 ori 6, 36 și cu 2, 38. Și acum faci 6, 9, 0. 4.096. Încercați să faceți niște operații elementare, mai copii, nu se poate. Deci acum cât ar fost? Din ăștia 2. Din ăștia 2 cât obțin? 4.096. Din ăștia 2. Da. Cât îți dai de 4.096? Din cam 12. Împărți la 2, la 2, că iau grupii de câte 2. Înseamnă că scrie 6 ori. Ori 4.096 ori 4.096 ori 4.096 ori 4.096. De câte ori am zis că le-am? 1, 2, 3, 4, 5 iar. Ori 4.096 și ori cât o mai rămas aici? Ori 16. Ori 16. Hai să mulțim acum pe 4.096 ori 4.096. Deci cât din dă? Hai să văd, mulțirea. Deci 4.096 ori 4.096 egal cu? Să vedem. Mm-hmm.